și alte tipuri de femei. De dacă vrei alt tip de femei, să, ca să nu fie ca mine, dacă tu crezi că eu am o mie și una de fete, îți găsești și pe alta. Dar dacă nu ești sare, ce să-ți faci? Cine fără de sare? Nu te pără cu dația, fă, nu caut eu că... Eu, dacă era așa să jucați teatru, era super mișto, da. Că să caut femeie, pe steaua lacă, că o femeie trebuie să ducă la muncă, nu să stea la ora de câte ceasă. Bă, câte ceasă? Și de ce nu-ți caut femeie? La mine e nouă. Nu vrei femeie să o aduci aici? Dar aici nu aduci tu femeie. Nu aduc eu femeie aici, cu tine, mă, că stai de ceartă cu ea. Da, e mulă, că de-aia. Nu te fac că nu aduc eu femeie în casa asta. Lasă-mă, că deja mă doare. Eu beau femeie cu apa. Nu mai pot să vorbesc. Dar aseară era cineva pe live și spunea că este iubitul ei. Eu nu-ți-o la Riu. Da, ăla Blodu. Ăla Blodu, am văzut aseară că a intrat pe live-ul ăla. Nu am treabă cu nimeni. M-a văzut pe mine cu Ionuțul la Riu pe undeva. Am intrat fată și eu pe live-ul lui aseară. Și m-a văzut pe mine lumea. M-a văzut lumea pe undeva pe mine să mă filmeze cu vreun bărbat. Că dacă mă vedea lumea pe undeva pe stradă, trebuie să-l facă praf acolo, să iasă, să nu mai vorbească la adresa ei, că vorbea. Ce zicea fata Ionuță la Olariu? Că l-am văzut și o aseară în video. Zicea, da, și vrea să auzesc că e cu mine, că e cu mine. Vorbea aiurea. Nu prea așteptat. Nu, e adevărat, fată, că i-a prins acum 2 ani de zile pe telefon. Ce e adevărat? Dar unde să fiu cu ăla? Măi, omule, eu ți-am mai explicat eu, dacă eram cu vreun bărbat, pe mine mă filmea lumea pe stradă. Da, fă, dar vorbești așa, pe telefon, vorbești pe telefon. Sau pe undeva și trimitea filmări, pentru că pe tine te cunoaște toată lumea și trimitea filmări cu mine, sau poze, sau ceva. Păi a făcut aseară, l-ai pe TikTok. Dacă mă vedea. Păi nu mă interesează, fiecare om e liber să vorbească. Dacă tu ai vorbit de el și l-ai implicat în discuția asta, tu ai vorbit de la capul locului. Tu ai intrat aici pe TikTok și ai spus, sunt femeie liberă. Sunt liberă, da, spun în fața la 1 milion de persoane cu tine, tu sunt liberă, nu sunt cu tine. Sunt liberă. Păi și atunci de ce nu recunosc să stai de vorbă cu Olariu? Păi una e să ai o relație, una să fii liberă, singură, liberă. Păi omul ăla a spus pe această platformă de TikTok că e cu tine. E treaba mea ce vorbește, nu e treaba mea. Păi vezi, e cu el, fată, vorbește. Nu e treaba mea. Zile. Ăla are nevastă, are 2 copii, are 2 case în curte, a vorbit aseară cu nevastă sa, a băgat divorț de nevastă sa ca să o ia până pâlca asta. Și are 2 copii, să cunoaște... Când îți dau cu cafeaua asta, păi dacă mă mai faci pe mine năpârcă, uite, vezi, tu mă jinești. Păi dar nu mai sparte casa oamenilor. Tu mă... Păi unde am plecat eu să sparg casa oamenilor? Păi nu, păi stai că n-ai plecat. Unde am plecat eu? Păi când o-i pleca eu și mă duc cu el. Și mă deci mută la altă casă. Are și ea un pic de dreptate, să știi că nu-i frumos să o jinești totuși. Tu o dărui copii, ai iubit-o. Ai iubit-o că ai fost frumoasă. Lasă, dragă, să mă... Poți să fii frumoasă, da sau nu? Cum mă jignești la fiecare vorbă, ne aduce fiecare jignire. Păi zi acum, tu, când ai luat-o din nevastă, era frumoasă? Du-te, fată, de aici, că tu nu ești bună. Ce? Nu ești bună în video aici. Păi de ce vorbesc cu tine acum? Te întreb să zici dacă e așa sau nu? Du-te, fată, de aici, că tu nu știi, fată, tu ești mică. Ce știi tu? Eu învăț de la tine, mă uit la tine și văd, dacă nu faci YouTube, deci te pune lumea, nu vine să cred, eu nu-mi place să te pun altcineva, vreau să pui tu. Dă-l acolo de YouTube, fată, că nu ți-au pus, că eu mă duc la muncă în Germania, mai stau 2 săptămâni și mă duc. Nouă drăguță, el m-a denigrat pe mine, m-a înjosit, m-a umilit, a vorbit urât despre mine și acum s-a umplut TikTok-ul. Orice ar face, eu nu mai pot să fac nimic cu TikTok-ul sau... Când intru pe TikTok nu mi-apar nimic altceva în afară de tine. Asta, pată, ce dacă a apărut pe TikTok? Că și ea a făcut TikTok, a postat și acum nu mai postează pe TikTok. De ce influența lumea să voteze Simioșul pe urmă Călin Gergescu? Care-i până la urmă din ăștia doi? Stai, fata, am vrut și eu să vedem mai cu cine ține românii. Eu dacă am făcut TikTok și mi-am pus o poză, eu nu am făcut clipuri, eu nu am vorbit, eu nu am intrat pe live-uri, eu nu am făcut ceea ce... Dă-i pe cu live-uri când am intrat. De ce Adele nu face nimic mai rău? Ai început să mă urmă, știi, șterge poza, șterge poza. Am și eu și copii, nu erau copii. Nu mai poate nimeni să sune tată că a schimbat numărul de telefon. Nu mai are numărul. Dar nu faci nimic rău că postezi sau că faci live. Bă, faci foarte bine chiar. Nu faci nimic rău. Păi nu, fată, nu. Eu las fată să posteze tot. Ce? Ce, că mi-ai scos ochii, că mi-au o cutie de vopsea să mă vopsesc?
sau că mi-au parfumul, sau că mi-au nu știu ce, mai făcut datorul, că am luat cu banii tăi. Nu am luat nimic cu banii tăi, mă, băiat. Bă, bă, dar și care e problema? O femeie, ce trebuie să facă? Dar aici, că îmi trebuie pe toate femeile din chatul ăsta de la tine. Ce trebuie să facă o femeie? Să facă curățenie, să facă mâncare, să bătune curtea, să se ducă la muncă. Nu trebuie să-și ia un parfum, nu trebuie să-și ia un deodorant, trebuie să facă nimic, trebuie să-ți dea împuțită, jigoasă, nespălată, neschimbată, că nu va trebui să-și ia nici haine, nici nimica, la mintea ta. Așa e, fata, așa. Hai, asta ești tu, asta ai fost toată viața și așa rămâi. Tu vrei să stau toată viața plecat în sănătate să-ți iei sute de euro mereu? Ce sute de euro, mă, tu vrei că dacă ți-e altă femeie, paia o îmbraci o-n caz, nici paia. Cum pe mine nu m-ai îmbrăcat și încălțat atâția ani de zile să-mi dai 1000 de lei și să zici, nu ți-e bafă, nu merit, nu merit, nu merit, nu merit. Păi și atunci o femeie cum vrei să stea lângă tine? Nu merit că tot banii... Decât să fie slugă și menajeră. Ei, dar nu te-au nimic, tot banii dă-l bine. Aulă, mă! Acum nu mai poate. Dă-ți banii lui mama, păi dacă te deam banii lui mama, copiii tăi murea de foame. Lasă dacă te deam banii la oameni, cum ai spus tu, copiii tăi murea de foame. Nu mai eram îmbrăcați, încălțați, nu mai era... Să aibă să ducă la școală, nu mai era echipaj, nu mai era nimic. Acum nu mai e timid că spui o sută mică de bani. Dacă ne-ai avut pe bărbatul ăla de acolo, s-a de la Malu cu Ford. Ce bărbat am avut eu? Păi du-te, mă, și tași, tu nu vezi cum încep chiar cu denigrări, tu nu vezi păi cum încep chiar să spui. Păi nu, că îmi pui aici pe TikTok. Îmi pui aici pe TikTok. Du-te, fată, Dati. Du-te, mă, fată, Dati. Că tu ești cel mai josnic om, ți-am spus, ești cel mai josnic om. De mâncare, cine spală? Cine îți face de mâncare? Eu fac fată de mâncare. Eu spăl. Păi dar cine? Păi e bun de vorba. Fac plată zile de mâncare, fată. Eu spăl. Eu fac mâncare, eu spăl. De 4 ani de zile ce ai? Păi în halul cum te-ai comportat? În halul cum ai înjosit și ai denigrat? Ce denigrat, fată, că ați plecat în sănătate? Și mai ales că ai dat în mine din cauza la alte femei mai mult. Lasă, bă, acum 4-5 ani de zile că te-am pipăit-o alea. Păi și cu Mariana Codreanu, când că ești în legătură de ți-a cărcat cartela cu cât ai fost în Germania, ți-a băgat câte 40 de euro, cum? Bă, fată! Când m-ai bătut cu scaunul din cauza ei, că am găsit tot felul de mesaje acolo. Nu, nu poate nimic, ca fată, am avut ai vorbit pe Messenger. O femeie care mi-a cărcat și mie cartela cu telefon. Eu ce sunt un flutur în fața ta? Păi ce? Atunci mâncare, spalte singur, ca să vezi cum e, că nu ți-ai respectat fosta du-te, femeie fă, și nu ai vorbit frumos la adresa ei și nu ai respectat-o du-te, și n-ai iubit-o și n-ai fost pentru ea acolo. Așa e, are dreptate femeia, da. Și spun adevărul. Adevărul. Și spun adevărul, eu nu sunt mincinoasă ca tine, eu n-am intrat să te negrez pe tine vreodată. De 6-7 ani de când ai tu TikTok, eu n-am intrat să vorbesc de tine. N-am văzut treaba mea. N-ai intrat cu Maru Solariu? Vrei să pui filmarea pe TikTok? Când ziceai, sunt femeie liberă, hai să ne-o trage Maru Solariu. Am filmarea aici. De ce am intrat eu atunci și a nesimțitule, ce mincinosule? A intrat tu cu el și omul ți-a spus că nu are nimic cu mine. Și după aia tu m-ai băgat și pe mine. Iau, e sau cu Florin. El? Cine e Florin de la Maru cu Flori? Sau? Ia, Florin. Cu Florin de la Maru cu Flori. Cine e Florin? Sau, nu știu, nu-l cunosc. Ia, intra aici, tata. Cine e tata Florin de la Maru cu Flori? Pune poze sau videoclipuri, dacă zice adevărul, să vină cu dovezi. Am poate dovedi, am dovedi. Știi care e treaba? Stai din gură și lasă-mă să vorbesc. Când a intrat tu cu Ionuț Olaru, sau cum îl cheamă, Ionuț și după aia, nu știu care din vorbe mi-a dat, mi-a invită. Dacă vrea să dai mici. Cum vrea el, dacă vrea tot. Lasă-l Auzi? Sau când mi-a dat el invită, sau tu care m-ați invitat. Eu am intrat să spun adevărul că între mine și el nu e nicio legătură. Exact cum a spus și el. Că între mine și el nu e nicio legătură. Nu suntem amați, nu suntem iubiți, nu suntem nimic. Dă-mi de fată că acum 2 ani de zile. Acum 2 ani de zile am comandat după internet niște paturi. Ia pe la 11 noaptea, eram în camera mea, vine cu telefonul bucuroasă că a găsit, băi, pe internet omule, o plafă. Așa, și dacă omul a trimis un mesaj. Acum 2 ani. Bun, și dacă el a trimis un sticker că mă pupă și un mesaj, că a văzut Facebook-ul meu, ce vină am eu că mi-a trimis ăla mie? Ionuț Olariu. Ce vin am avut eu că am primit eu un mesaj, ce faci, guriță și cu o inimioară. Auzi, de la un bărbat însurat a primit ea. Păi da, așa mesaj. Vorbește omul, așa s-a exprimat el. Da, blochezi. Poate după ce îl blochezi, o femeie serioasă îl blochezi. Așa s-a exprimat el. Auzi ce zice, da. Păi de ce să-l blochezi și el? Guriță? Guriță? Hei!
aștept frumos mesajul și mi-am văzut de treaba mea. Ai văzut-o că i-am răspuns eu ceva? Păi a venit cu telefonul la mine. A, păi da, păi dacă aveam de ascuns, nu mai veneam cu telefonul la tine. Păi a luat tu, fata, a luat-o pe surprindere. A luat-o pe surprindere când a venit cu telefonul la mine. Era închis, pântulele. Băi, prostule. Și când mi-a dat mie să văd, adică păi tu trebuia să te umfli în pene dacă vedeai că eu i-am răspuns la mesaj și am scris și eu personal acolo ceva, atunci trebuia să te umfli tu în pene. Păi ce să mai răspundă? Atâta timp cât eu nu am răspuns la mesaj. Dacă să iei mesajul. Iei telefonul să faci un video tu, Adele, și spui bună, guriță, îi spuneai tu. Era pe închis telefonul. Că să cumpere un pat, la 11:30. La 11:30. Păi de ce fac? Că a fost primul mesaj de la primul om. Am mai primit mesaje, le-am știut, le-am văzut de viața mea, mi-am văzut de treaba mea. Da, da. Nu m-a interesat. Da, da. Că m-a căutat un milion de oameni pe mine. Aoleu! Da, și mi-a zis, bună dragă, ce faci? De unde ești? Nu vrei să vorbim? Sau mai știu ce mesaje am mai primit eu. Nu m-a interesat mesajele, să le răspund la da, mesaje. Fată, da. Am știut frumos mesajele. Da. Și la revedere! Da, fată, da. V-a sunat nevastă... Nu mai scrieți în meci, nu mai... V-a sunat nevastă sa lui Olariu, pe Messenger. Așa că la... Aici m-au despărțit, acum așa l-are nevastă. Are nevastă, are copii și are și ea TikTok. Și el până la urma urmei, a spus adevărul că ea. I-ar fi dat lui cele de prietenie, ea l-ar fi căutat și a zis să-i băcam ei fleașca. De ce nu lăsa? Nu-i așa arătos ăla, e cam urțel, nici dinți în gură am văzut când avea. Ei, nu contează, pată, ei îi plac ce ăștia mai tine și îi place blozi. Wow! Ei, dar e urât, băleu, e urât cu spumii. Că nici nu vorbesc așa urât, ca să înjur eu un om. Nu e, fată, nu e. Ei și-au făcut planuri, mi-a zis nevastă s-a seară, da. Conține ăla numai bătaie, a băgat divorțul, din cauza ei, că de 2 ani de zile au legătură virtuală, vorbește. Băi, termină-te-mă și lasă-mă. Să nu mă vinzi de locul ăsta dacă nu mi-a zis de față aseară, așa și el a zis aseară pe TikTok. Înțelegi, și el a zis aseară pe TikTok. Eu am uitat pe TikTok-ul lui când era live, aseară. Am văzut și eu un pic acolo, dar n-am stat mult, eu conduc. Nu pot să stau pe mult. Spate, aseară era pe TikTok și zicea mie să mă invite să spui anumite lucruri despre ei doi. Nu mă interesează, fată, despre ei doi. Eu am casa mea, proprietatea. Ce să spunem oricum despre noi doi? Cine? Că nu l-am văzut niciodată în viața mea cum arată la față. Băi, tâmpit. Păi l-ai văzut pe TikTok, l-ai văzut pe Facebook. Băi, probabil vrea să intre cu tine, să spună că nu are nicio legătură. Ce? Nu are nicio și... În Germania... Să fii curat după el, că ai un pe TikTok vorbind de el. În Germania ce zicea? Să trimiți mai mult, ca să iei și lui un bidon de bere. Ai văzut ce? Păi am fi făcut vreo glumă cu tine. A, păi dacă intri tu cu el, atunci aia să mișto. A, nu, fată, că am intrat cu el, când eram în Germania, fi cu ea. Și ea zicea lui Olariu, lasă că acum ne întâlnim și ne-o tragem amândoi, cu femeie liberă. Am filmarea, fată. Nu am zis, eu nu. Fată, mă duc și aduc telefonul acum, că am filmări cu ea. Am zis că mi-o trag cu el. Da. Puuu, am pus filmarea pe YouTube, am pus filmarea pe Facebook. Dacă să nu mă aud, pleacă de aici. Fata, tu vrei să mă iau cam două telefoane să vezi filmarea când zice Sunt femeie liberă. Sunt femeie liberă, așa de sunt liberă să fac ce vreau cu viața. Și punea muzică în casă, eu eram în Germania, eram toți trei aici în cadru. Și zicea, acum să ne întâlnim să ne-o tragem, că tot zice petișor că noi doi suntem amari. Făcea, sunt femeie liberă, uite, așa făcea. Să nu mă vin gelos cu ăsta, că n-am filmat nici. Nu mi-a zis că ești gelos. Nu poate să fiu gelos, dar nu le cunoaște, vezi? Ești gelos. Ce dracu gelos, fată, că eu sunt venit... Crap de gelozie. Nu, că sunt gelos, fată, că n-am nimic nici cu ea, nici cu el, că mie dă mâna sa orice femeie vreau, dar nu le cunoaște, minte. Mie nu-mi place niciuna. Ce să recunosc eu? Ce pot eu să recunosc eu dacă nu am ce? Dacă eu nu am făcut nimic, ce vrei păi să recunosc? Păi n-ai făcut, ai zis în video. Ți-am explicat și spun în fața la un cucur întreg. Da. Când oi face ceva și avea un iubit, un gagic, cu mama dragă, îți spun, da, am. Dar atât de cât nu am ce să spun. Păi nu, dar eu vreau să spui filmarea care ai făcut aici cu Ionuț Olariu. Sunt păi eu am intrat să spun. Eu am intrat să spun că nu e nimic între mine și el. Da? Și tu tot n-ai crezut. Tu n-ai crezut, tot ai mers pe drumul tău că e ceva între noi doi. Păi și filmul... Păi dacă e să fie ceva între mine și el, spun eu, te anunț eu când o fi. Lasă, dracu, că când o fi ceva... Când o fi, spun, da, băi! Asta e, îți convine, scrie mai departe. Să nu mă miști locul ăsta, că nu pui filmarea cu ea și pe YouTube o pui. Și da, sunt liberă. Eu nu mai sunt cu tine, sunt liberă să fac orice gagic, orice iubit, păi orice bărbat. Păi fă-ți poate gagic, azi tine fac ceva, dar Doamne ferește. Tu când te-ai dus la prostituate și eu am văzut filmările, tu când erai cu altele și bai cafele în Germania, păi eu mă duc, fata, că sunt bărbat, fată, sunt bărbat, ce vrei să fac, stau în așa să unde... Și te-am sunat eu să-ți zic ceva? Bă, de ce ești cu aia sau ce cauți cu aia? Păi nu, și atunci care e problema? Fiecare e tânăr, fiecare își trăiește viața, fiecare merge pe drumul lui,
Ți-a spus pe noi, ne mai ține copiii, da, care da, nevoie da, și de mamă și de tată. Da, 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 păi vezi. Că și, copiii te iubesc. Și mai zice unii oameni aici, pune-i bani, mult a fost acolo cu mine. Păi ce să pui bani? Copiii te iubește că ești taxul, e pe nume. Așa, la pulcă, așa. Copiii mă iubește că sunt mama lor și am grijă de ei și sunt lângă ei. Așa. Și cu asta basta, copiii are nevoie de amândoi da, părinți. Da, 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 ai dreptate aici. Dar vezi că lumea zice aici, pune pentru ce crezi că stai în casa pune asta? Bani mult, pune bani mult, păi ce să pui bani mult? Să, hey! Nu mai știi pacare. Pentru ce crezi că stai în casa asta? De dragul tău, pentru tine, nu pentru copii. Păi du-te arimelea cu copiii, fă. Pentru de copii să-și termine liceu, că are un an de liceu băieții. Așa, da, da. Așa? Și după aia când și-o luat drumul lor să ducă să-și găsească câte un job așa, care să muncească, te-am pupat la revedere. Păi vezi? Păi da, păi, și până atunci... Îmi iau fata după mine, că fata e mică, așa, că nu stă fata cu tine, așa, și la revedere. Așa, eu cum copil, dacă eu plec mâine, nu stă niciunul cu tine. Da. Merge toți după mine. Lasă, dar că fata, după tine, fata. Trei copii? Deci s-a făcut femeia planul, fata. Dar ai trei copii? Trei? Trei copii are. Dar nu poate nimic ca fată, că am fost vrednic. Am dat bine cu mai. Foarte bine, bravo. Mă, da, dar am crezut mai decât un băiat sau o fată, nu mai știu ce v-am zis. Femeia și-a făcut planuri. Păi, dar normal, pentru ce să mai stai eu? Pentru tine? Păi nu pentru mine, fată. Și, păi și atunci? La ce mai spui că n-ai făcut nimic la casă? La căpac aici? După păi nu ai făcut, zile. Nu ai făcut confort, condiții la copiii. Lasă, dracu, uite, ai termopane. Păi degeaba am termopane. Nu mai țipa, fată, lasă-mă, fată, în pace. Degeaba am termopane dacă copiii tăi face baie la cobaie. Dar nimic, le fac la anul baie. Condiții. Le fac la anul, e frig acum. Aha. Și tot anul ce ai făcut? De ce le-ai trimis bani acasă, fac? Când ți-am zis să trimis bani acasă? Nu, fac, fac eu. Nu am încredere într-o femeie care e cu alt bărbat. Să moar tu. Nu, fată. Și când ai trimis bani, am zis... Atinge, zice lumea aici în teatru. Vrei să spun ce zice? Nu, fată, când fac eu... Ce faci tu? Fac eu 2000 de euro... Tu n-o să faci mă duc nimic în Germania, în stau 4-5 luni de zile, 6 luni muncesc, îmi iau într-un concediu și fac eu, fată. Tu nu faci nimic. Nu mai duci în Germania, acolo la cai. Fată, eu nu pot să trimit niște bani ce unei femei bani? Care eu știu că nu mai am legături cu ea aha, de 4 ani de zile. Așa e. Bagă, pola, bagă, pola, ala, ia. Care ăla, ăla, care ăla, ăla? Eu am făcut ceva. Eu am făcut ceva, să vede ce am făcut eu, dar tu ce ai făcut? Nu ai făcut nimic. Eu nu am. Tu dacă trimiteai bani, da, tu dacă trimiteai bani, a? Știi cum era casa asta acum? Boboc. Lasă-o dracu de casă când te spun. Boboc era. Uite, nu, că mai trebuie parchete. A, mai trebuie bucătăria tencuită, pusă, grese, faianță. Dacă tu trimiteai bani cu ce am avut eu și cu ce nu, făceai tu. Nu, 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 că... Era lux. Nu, că a zis-o la Liu că să-i trimit bani, să-i trimit bani. Era... A glumit cu tine, omul, că te-a văzut că ești proșit. A glumit cu mine și mai vrei să-i trimit bani pentru la Liu să-i bere. Pe ce, am luat eu bere la careva? Pe tu n-ai ce ai zis păi la bă, prostul, că nu mă băiat cu ăla mare dacă are 18 ani. Eu nu m-am dus să-mi iau mie o sticlă bă, de fată, și eu iau bere la fată, oameni. Când fac, fac eu. Tâmpitule! Fac în casa mea, proprietatea mea, fac eu de bună... Eu nu m-am dus să-mi iau mie nu o sticlă de suc. Nu pot să-ți trimit eu niște bani. La, bă, pune-mă la cineva care, aia. Care eu nu mai... Fă-tu acum, că stai acasă. Să bage pe ăla, să bage pe ăla. Și zice, bă, a costat atât, a costat lasă, că normal că poate, dacă vei. Bagi om, trebuie să-l plătești, că nu-ți muncești nimeni pe degeaba. Lasă că bagi, eu și plătesc eu. Eu sunt bărbat. Am văzut ce plătești tu. Nu ca femeie, că vine unul... Păi dacă erai bărbat, făceai coșul la sobă, sus pe casă. Am fost plecat în străinătate, păi, ce ai făcut? Și eu cu cea... ce mi-ai trimis tu mie bani? Cu banii tăi am făcut eu? Băi, nu știu, s-a dar ai făcut. Să mor tu. Bată, când fac, fac ce eu. Când faci, mă, tu? Păi nu o să faci niciodată. Uite, mă, de exemplu, acum dacă se închide granii. Păi unde banii tăi? Unde banii? Eu muncesc și bărbatul meu ia toți banii. Eu muncesc și-mi ia banii, bărbatul meu, deci nu-i bine. Bărbatul să uite la fată, vezi? Ia banii bărbatul, să ia muncești și ia bărbatul banii. Păi de ce să-ți dai eu ție banii? Păi nu trebuie mie banii tăi, fă. Păi de ce să-ți... Păi nu ai luat o viață întreagă și ce ai făcut? Băgat în casă. Eu băgat în casă. Da, asta pare. Când e să fac, fac eu. Când e să fac, fac eu. Păi de ce nu faci acum acasă? Dacă eu nu făceam, nu aveai nimica. Dacă eu nu cumpăram sobe, băi, dacă eu nu cumpăram sobe, nu aveai sobe la copii. Dacă eu nu cumpăram frigider, nu era în casă. Dacă eu nu cumpăram aracaz, nu era în casă. Dacă eu nu cumpăram altă mască de ghiuvete și cu ghiuvetă nouă, păi aveai tot panara mea care pica după picioare. A ținut 4-5 ani? A fost domnul masca de ghiuvetă? Aha. Frigiderul. Și nu trebuie să le mai înnoiești. Frigiderul trebuie să le las, să le adun după în casă toate. Aia să mai strică, frate, bravo. Să mai strică. Uite, dacă eu n-am mai put, dacă eu n-am mai vrut să te încui bucătăria din cauza ta, a rămas netencuită. De ce n-ai mai când am avut bani strânși de tencuit camera, era bucătăria, m-am dus cu copilul la spital. Bine, fă bine, bine, lasă-mă! Și după aia, după aia, când ți-am cerut bani să punem amândoi suma de bani care trebuia să cumpăr materialii pentru tencuit, n-am mai avut bani.
Că tu n-ai vrut. Da, și a rămas de timp cuită. Da, nimic și am putut face... să mai fac, a fost, am pus tavanul fals. La anul și la multe. Că venea frigul prin blana care era pusă. La să facă să face la anul, la anul, la anul, nu se face nu comenta, că lumea spune că sunt rea, că sunt așa. Asta mă, nu mai spui aici, că omul muncește. Unul pe dreptatea mea. Are dreptate femeia. Eu să stau plecat în străinătate și ei să-i trimit bani. Păi tu stai în străinătate. Tu stai în străinătate, dar ce le trebuie copilul acasă nu știi. La, tu mă, că știu eu ce le trebuie. Stai cu minte, manca, dacă ce știi ce tu le ce le trebuie. Păi eu dacă îți imiteam ție câte 500 de euro pe lună... Ce 500 de euro? Pe lună, dacă îți imiteam, pe tu nu mai erai acum acasă. Și când ai fost... Ia stai mă, Olea, că javră. Jagardeau. Când ai fost 4 luni de zile plecat în Spania... Și ai trimis banii acasă, ai găsit toți banii între ăștia, când 200 de euro cheltuisem din ei? Păi da, da, cu 4 ani de zile erai femeie, ca păi eu nu sunt o femeie cheltuitoare, băi, era TikTok, nu, acum 4 ani, acum 6 ani de zile când a fost la tăiat de portocale. Era Facebook-ul care... și Messenger-ul, care vorbeai cu toate curvile și mă vorbeai de rău pe mine pe Messenger. Da, da, că eu sunt geloasă, eu sunt proastă, eu sunt nebună, că n-ai ce să mai faci cu mine, că-ți cauți femeie și toată atunci și erai cu mine. Pe vremurile alea. Păi eram, hai, sitir. Era, da, hai, sitir, că cum ai dau cu mine, nu-ți iese. Stai ce trebuia să facă, vadă, eu femeie era. Eu hai, femeie isterică. Ai femeie isterică, care nu poate să stea fără om. A, da, să nu mai faci tu pe mine isterică. O femeie care țipă, țipă, că are dreptatea ei, care lumea nu știe. Nu te faci aici, că nu stă la cerșit omul, vorbește. Ai femeie isterică. Pleacă de aici, te-am așa că nu vorbi cu necunoștință de cauză, eu am tot dreptul să țip. Pentru că am acumulat multă durere în sufletul meu. Multă înjosire. Bă, tărăcuța de aia nu mai da. Poate, fată, că... Bă, tu crezi că eu n-am văzut TikTok-ul de tele care mă umilea și lumânarea în jos, mi-a ținut lumânarea în jos. Și m-am blestemat la 12 noaptea să fac achidet. Da. Și când am venit cu mașina, să știi, mai s-a lovit într-un pod mașina, că uite, a ținut lumânarea în jos, fată, m-am blestemat. Păi de ce? De ce oare te ajunge blestemii nimeni? Auzi, mă blesteam că cu lumânarea în jos. Că sunt nevinovată, sunt curată, sunt... Fără niciun păcat în fața lui Dumnezeu, față de tine. Păi, eu vreau și eu să-mi văd niște de... Are lumânare. Azi, vreau și eu să-mi văd niște de astea. Mă ajută și pe mine că vreau și eu să pun niște blestemi. Fată, ea știe cu lumânarea, cu oala, că a învățat de la vrăjitoare. Ce am învățat de la... Păi, asta... Știi de unde e lumânarea asta? Asta am cumpărat-o anul trecut eu, când a fost la târgul de Crăciun la fată la școală și am păstrat-o. Fată! Pentru că mi-a plăcut, da. S-o aprind când e sărbătoare. Ai intrat pe TikTok cu ei să vezi câte vrăjitoare urmărește? Pe TikTok cu ei? Nu urmăresc eu, mă urmărește ele, pentru că mă uit la TikTok-urile lor care le face. La vrăjitoare, îți place vrăjitoare. Ce, mă uit și eu acolo. De-aia mi-a trimis pată bani mulți ei cu vrăjitoare. Ia cu 4-5 zile, un rat de zile. Păi, fii atent, când ți-ai lumânarea în jos și trebuie să zici că vreau și eu să-i fac la cineva, zici mi-a, să mă rog. Ia fată ce să zică, descânte-te, auzi. Cum a zis el ca să facă accident, așa cu lumânarea, ca să, cu, ce trebuie să zici numele la persoană, ce faci? Că vreau și eu să fac. Nu zici numele la persoană, zici ce te doare pe tine. gata. Are putere mari, fată. Da, mulțumesc. Nu am nicio putere, mă, prostule, nu am nicio putere, dar eu sunt curată în fața lui Dumnezeu, că nu prea greșesc cu nimic și nu am niciun păcat. Și eu când îi zice, Doamne, dă-i tu, cum el râde de mine și mă înjosește și mă umilește și își bate jos de mine, plătește-i, Doamne, tu când o știi tu mai bine. Bă, fată! Asta nu e fermece, că te rogi la Dumnezeu, plângând, când vezi că ești umilită și înjosită și bătaie de joc pe TikTok. Asta nu e, nu e vrajă. Lasă. Pentru că stai în genunchi în fața la icoană și te rogi cu lacrimi noi. Bă, fată, când rogi moartea cuiva, și asta nu e vrajă. Când rogi moartea cuiva cu lumânarea, nu! Ține lumânarea în jos, Doamne. Nu ține în jos, că nu e arsă în jos. Pardon, uite, nu e arsă pe aici. Dacă era în jos, trebuia să fie arsă la capătul ăsta. Cine lumânarea, fată, ca să mor, fată? Da, o aprind ce a făcut? Frumos așa. Bă, fată, o aprinde. Păi, că ai greșit. O aprind frumos așa și eu pun la capătul ăsta Dumnezeu să-ți plătească cum tu-ți bagi eu de mine. Și Dumnezeu îți plătește. Pentru că eu sunt chinuită, eu sunt lângă copii, eu am grijă de casă. Să mai merită, fată, să mai trimit bani. Când îți roagă moartă o femeie și umblă cu toate vrăjitoarele, mai merită să trimiți bani ca să facă rău? Eu de-aia mi-a trimis fată, mă. Care vrăjitoare, mă, nu ți-e rușine? Eu pe contul ei de... Păi dacă mă duceam la vrăjitoare, stai să spun eu. Dacă mă duceam la vrăjitoare, știi unde erai? La 2 metri sub pământ. Păi are putere vrăjitoare să mă omoare pe mine, fă? Dacă eu făceam vrăji la vrăjitoare, păi tu erai, știi unde erai, la Sapoca, erai, nu poți să mă gândesc unde erai. Nu te fată cu vrăjitoarele că ai dat o grămadă de bani, fată. N-am dat eu bani, mă, trăi de Dumnezeu. Mă, trăi de Dumnezeu, vezi că n-am dat. Lumea că ai bătut-o ieri, ai bătut-o? Ieri? Păi cine să bat? Așa zice. Auzi-o că te-a bătut ieri. Păi ieri n-am fost acasă, cine a zis? Da, a fost fată ieri. Nu mi-a scris că te-a bătut. A bătut-o ieri, așa zice. A fost plecată la Dumnezeu. Nu, m-a bătut, dar nu...
Acum câțiva ani, acum 3-4 ani, m-a bătut când mă bătea în 12, a sărit pe mine cu picioare ca pe sacul de box și cu pomn ca pe sacul de box, când a prins-o cu Dana, m-a călcat în picioare, care, unde m-ai prins, mă, nezumitule? Care a fost cearta noastră, să știe tot TikTok, care a fost cearta noastră? Că te-a prins cu Dana, nu, minți, ești mincinos, din cauza, păi ai pus-o 7000 de poze, din cauza la femei, că vorbeai pe Messenger, pe WhatsApp, te suna în fața mea. Și asta pară. Când ai venit în aprilie, te suna la masă. La masă te suna pe WhatsApp. De față cu copiii, de față cu mine. Bă, fată, ce bărba, fată, mai prins. Ce ești tu, bărba? Mai scris, eu nu cred așa ceva, că bărbate copii, niciodată nu cred că, nu cred. Duceți-vă de aici, nu mai scriți așa ceva. Ne bate, mă, copii. Foarte nesimțiți sunteți, ăștia de aici zice că o lovit fetița, dar nu cred eu așa ceva. Nu e genul lui. Păi, eu nu mă exagerat. Mai nenorocesc că eu l-am dat o palmă la copilului. Cum să dă copii, fata, e nebunii la copilul. Aș vă spun eu că copiii nu i-a bătut niciodată. Păi eu bag copiii, fata. Minte, nu, mințiți. El nici n-a avut timp să petreacă prea mult timp cu copiii lui, că tot s-a plecat de acolo până acolo. Și când m-a avea timp să-i bată? Ăștia e proști și înculți. Așa să le transmiți, că e proști și înculți. Așa, așa, bravo. Eu de ce le-am oprit comentarii? Cum să dăm copii? Ale, opri comentariile, bravo! Cum să dea un copii când copiii de-abia aștepta să vină taxul acasă, copiii de-abia aștepta să stea de vorbă cu taxul? Nu știu el cât a așteptat să stea nu, de vorbă fata, cu ei. Nu, am oprit comentarii, fata. Eu nu ți comentarii date pe TikTok, fata. Eu nu le știu. Ăștia n-are ce face. Eu nu le știu, comentarii pe TikTok, eu nu le știu. Și de-aia nici nu postez copiii. E lume proastă și incultă. Uite, eu fac Caterică pe TikTok, fac multe clipuri, nu postez copiii la masă, una. Ah, nu, da, mă pui pe mine să mă faci de râs. Nu postez clipul cu copiii pe platforma mea de TikTok. Nu fac copiii în filmări pe TikTok. Am mai scăpat de pârca, dar a făcut câteva clipuri pe contul ei de TikTok cu copii. Ce-am făcut eu? Înainte, n-am făcut clipuri eu, am făcut poză și am pus-o cu mine și cu copiii. Bă, fată, n-ai voie să pui. De ce n-ai voie? Nu ai voie să pui pe o pagină. Că multă lume pune și pune păi bebeluși. Lasă, fată, pune lumea, dar pe această platformă de socializare, pe TikTok. El, de exemplu, pune. El nu vrea să pună pentru că el este foarte viral și poate să întâmple multe chestii. Dar dacă pui, erai viral, poate punea și el, da? Mamă, mă, păi tu nu pui, să spun eu de ce nu pui. Că tu te-ai dat singur, că n-ai copii, n-ai nimic. Nu, că sunt sigur. Nu mai minți, mă, că-ți rup urechile astea de mișină. E lumea rea, fată, pe TikTok și e pedofil. Uite, am găsit un pedofil care a violat. Are dreptate, are dreptate, sunt pedofil, da, ai dreptate. Am găsit pedofilul ăla care a... Taci, mă, dracu, din gură, am găsit un pedofil. Tu n-ai pus de la început, n-ai pus... Că tu te-ai dat că e singur, fată, tu ai agățat femei pe TikTok, că am eu mesaje care ai vorbit cu una, ai agățat pe TikTok. A pus înregistrare pe pagina mea de Facebook și pedofilul ăla care a violat o fată de 13 ani, a umblat pe contul de Facebook la băiatul meu și mi-a trimis poze de la băiat și poze de la fată că violează fata. N-a avut unde de la fiță. Vrei să te arăt pe Facebook-ul meu mesaje de la el? E de aici și a violat o fată de 13 ani. A găsit... La fata ta nu are cont de Facebook. A luat poze de la fiță. Fata ta nu are cont de Facebook, nu are cont de Messenger, nu are cont de nimic. Acum 2 luni de zile în Germania am intrat cu unul. Ăla s-a luat pe această platformă de TikTok, a violat o fată de 13 ani. Și TikTok. Și după aia l-am blocat. Nenuțul Angel. L-am postat pe Facebook, l-am postat pe Nenuțul Angel și pe YouTube, că pe TikTok mi-a blocat. Cum îl cheamă, mă? Nenuțul Angel. Aduc cu telefonul. Ia telefonul, ce fața are tu? N-a fost nici pe Facebook-ul la băieți. Adu cu asta, vezi că are poză cu băiatul. Vrei să te aduc telefonul acum să vezi că... Păi o fi luat după TikTok-ul la băiatul tău, la 18 ani băiatul tău nu trebuie să aibă TikTok? Da, și l-a căutat ăla pe TikTok, păi și a făcut poze și mi-a trimis și a zis că vine de violează copii. Nu, 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 s-a râs de tine, cine vine la mine? Cine are tu pe o să intre la mine în curte? Mai sunt poate violator de ce îi păzește pe la școală, pe colo. De eu văd, fă, nu poți sta tu clipul. Cine vine mă la mine? Că un an și 6 luni cât ai fost tu plecat pe mine, nu m-a deranjat nimeni. De 2-3 zile, după ce ai venit tu acasă, la o săptămână, vei să-mi dea pe tarde. Adu telefonul, adu telefonul, să găsesc pe Nelu Tuanger. Am găsit fată pe această platformă de TikTok, pe unul Nelu Tuanger. Am intrat cu el live pe TikTok și s-a lăudat pe această platformă de TikTok că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani, ca stat ea de bună voie și nesită de libere. A, păi, dacă a stat de bună voie să fie sanitară și sănătoasă. Pe la 13 ani, fă? Păi fata aia ce și la 13 ani și-a violat ăla la 25 de ani? De ce n-a fugit? Uite ce femeie nebună, auzi. Că dacă a stat aia de 13 ani, auzi. Ia apărarea lui pedofilul ăla. Nu e apărarea. Auzi, fată, ia apărarea lui pedofilul ăla. Nu iau apărarea. Că asta fata aia de 13 ani. Păi ce memorie are copilul ăla de 13 ani, fată? Ce memorie are copilul ăla de 13 ani, cu unul de 24 ani, care a violat de luțul ăla?